noastră, Mircea al Moloț. Dragi prieteni, bună seara! Vreau să vă mulțumesc și eu că v-ați făcut timp să veniți astăzi aici pe o asemenea vreme frumoasă, când puteați face orice altceva și să ne ascultați câteva din gândurile care vrem să vi le spunem, care vrem să le facem în viitorul apropiat. Sunt președintele dumneavoastră de 8 ani. Nimeni, sau aproape nimeni, nu discuta cu mine și mi-am dat seama că lipsa unei speranțe a murit în români. Astăzi, aici, acum, vrem să vă redăm speranța, vrem să vă redăm dorul de viață, dar am nevoie de un pact cu dumneavoastră. Fiți pentru un moment, dacă nu mai au din ce și cu ce să plătească. Nimeni, sau aproape nimeni, nu discuta cu mine și mi-am dat seama că lipsa unei speranțe a murit în români. Astăzi, aici, acum, vrem să vă redăm speranța, vrem să vă redăm dorul de viață, dar am nevoie de un pact cu dumneavoastră. Fiți pentru un moment cei care visați. Visați niște proiecte ambițioase. Visați să faceți fiecare câte ceva. Se pomenea aici că județul Hunedoara este unul dintre județele fruntașe în ceea ce a însemnat atragerea de foc de fonduri europene. Suntem pe locul 2 pe țară. Bani care au fost îndreptați în infrastructură rutieră, în apă, canal, electricitate, școli, spitale, biserici, cămine culturale. Vine rândul ca fiecare să încerce să-și îndeplinească și un vis care îl are, chiar dacă unii cred că e nebun. Știți bine că sunt profesor de matematică. Vreau să vă dau câteva date și vă rog să fiți atenți la ceea ce vă spun. În județul Hunedoara există 9.930 de firme active, din care 8.320 sunt firme care pot să atragă fonduri europene. Este perioada următoare propice pentru acest lucru. Suntem doar pe locul 2 datorită faptului că nu ne-am îndreptat în mod deosebit atenția spre IMM-uri, lucru pe care vă promit că îl voi face de acum încolo. Dacă am atras atâtea bani europeni, înseamnă că avem un serviciu, avem o direcție, avem oameni care se pricep să facă acest lucru. O vom face cu plăcere de acum încolo și pentru dumneavoastră. Nu vreau să mai trăiesc alături de dumneavoastră în lipsă și greutăți. Nu vreau să trăiesc alături de dumneavoastră în umilință. Vreau să aveți speranță că noi, cei care îi vedeți aici, că USL-ul este formațiunea care poate să schimbe din temelii soarta României. Dacă din cele peste 8.000 de firme care vă spuneam că pot să atragă fonduri europene, jumătate din ele visează frumos, își fac proiecte și atrag fonduri,
n-o să mai avem probleme cu locurile de muncă. Vă dau o cifră, tot prin calculele făcute, conform atragerii fondurilor. Peste 30.000 de locuri de muncă în județul Hunedoara. Noi ăștia suntem cu dorința noastră. Trebuie să faceți în 10 iunie toți, nu 70%, toți hunedorenii să puneți ștampila pe USL, pe acești primari care sunt în spatele meu și fără de care nu pot ajutăm să facem din județul Hunedoara primul județ civilizat din România, fără câini care să nu aibă stăpâni, cu toate drumurile asfaltate, să avem localități într-adevăr de multe stele, apă, canal, școli, biserici, totul refăcut. O putem, numai să vrem. Și dacă ați venit aici în număr atât de mare, sunt convins, subliniez, că vreți să facem acest lucru. Dar pentru asta, pentru ca să împletim dorința dumneavoastră cu dorința noastră, trebuie să faceți în 10 iunie toți, nu 70%, toți hunedorenii să puneți ștampila pe USL, pe acești primari care sunt în spatele meu și fără de care nu pot să schimb fața județului. Fără Parlament în noiembrie, în așa fel încât să avem guvernul USL, și vă asigur, și știți că niciodată nu v-am mințit, că viața noastră se va schimba. Îmi doresc să fiți partenerii mei. De acord? Vă asigur de loialitate, de sinceritate, de profesionalism, de tot ce vă doriți, în așa fel încât să ne schimbăm viața. Vreau să mă duc și eu acasă, ca și dumneavoastră, și când mă întâlnesc cu soția, cu familia, dumneavoastră, cu copii, cu nepoți, să-i puteți privi în ochi mulțumiți de ce ați rezolvat și ce ați rezolvat în ziua respectivă. Veniți, deci, în 10 iunie la vot. Votați USL-ul, votați primarii, votați-le consilierii, votați în Consiliul Județean și, normal, votați-vă și pe mine. Și vă asigur că cu sprijinul pe care îl aud mereu acolo, care este un exponent a tuturor celor care sunt în această piață, că vom reuși, fiindcă avem și vom avea guvern USL. Și avem, atunci când va fi, când va pleca cu cuveaua de la Cotroceni, vom avea un președinte care astăzi, și cred eu, aici, ne dă girul pentru tot ce am spus toți din vorbitorii noștri. Domnule președinte, îl avem de la dumneavoastră? Mulțumesc! Sunteți mulți în piață! La vot trebuie să-i aduceți pe toți să voteze USL-ul. Dați-ne votul și dacă în 4 ani de zile nu schimbăm în continuare fața municipiului Deva, Hunedoarei, a orașelor, continuarea schimbării la fața județului, nu ne mai alegeți în 2016. Spuneți, când mă vedeți pe stradă, mai mințit, n-o să te mai aleg. Vă mulțumesc, dar sunt convins că aceste lucruri nu se vor întâmpla, fiindcă suntem, am fost și vom fi oameni de cuvânt. Vă mulțumesc! Ioan Mircea Moloț, președintele Consiliului Județean Hunedoara.